Am revenit la audiență. În continuare, domnul Mihai Chirica, primarul municipiului, așa alături de noi. Vorbeam despre spații verzi. Zona Podroș e rezolvată, mai ales cu acea difonare. Aveți un amplu proiect, din câte ați spus într-o convenție de presă. Vreți ca parte din terenul pe care municipalitatea îl trece din extravilan și asta probabil cel mai sigur la solicitarea investitorilor imobiliari, parte din ea să rămână ca spațiu verde și calculele arată că în câțiva ani pe fiecare eșan va exista o suprafață de aproape 30, 28 de metri pătrați, mai exact, A, de spațiu verde. Există acum. Acum și o putem dubla dacă facem acest pas. Despre ce este vorba? Iașul, în momentul de față, are cam două treimi intravilan și o treime este extravilan. Deci, din cele 9.000 și circa 500 de hectare, cam 6.700 sunt intravilan. Prin cele aproximativ 3.000 și sau în jur de 3.000 de hectare, care vor ajunge și ele în cele din urmă în intravilanul municipiului Iași, am pus această regulă care apare și în regulamentul care va sta la baza noului PUC, ca 30% din suprafață să rămână cu destinația de spațiu verde, pentru că acolo au fost vii, livezi, pășuni, terenuri exact. Agricole, etc., etc. Iar acum tot ce e verde se transformă în beton. Ca 3.000 de hectare ori 30% înseamnă cam 900 de hectare. Deci undeva prin zecimale pe care le gestionăm înseamnă cam 1.000 de hectare. 1.000 de hectare înseamnă că se dublează suprafața de spații verzi. Dar, de fapt, scopul este altul, pentru că populația Iașului este în creștere și din toate prognozele noastre statistice va continua această creștere și nu vrem să fim luați, să spunem, prin surprindere de faptul că nu putem acoperi necesarul de spațiu verde. Exact. Și în felul acesta am rezolvat. Standardul cam cât este în momentul de față? 20 de metri pătrați de persoană în interiorul localității, adică în zonele intravilan. Nu se socotește ce este în extravilan. Și vom ajunge chiar depăși acest lucru. Da, dar totodată să nu uităm faptul că limitele administrative nu mai cresc, dar populația va continua să crească. Din prognoza noastră care am făcut-o la primărie, populația Iașului va ajunge în circa 20 de ani la circa 800.000 de locuitori a municipiului. Pentru că tot spuneați de creșterea populației, avem spor pozitiv, spor de natalitate pozitiv. Avem însă o altă mare problemă pe care... Vorba și de migrație. Și migrație, pe care cred că va trebui gestionată cu foarte mare atenție. În 1990, în municipiul Iași, existau 34 de creșe. 34. Astăzi, din păcate, mai sunt doar 11. 11 creșe, da. Vă dau exemplu unui cartier pe care îl cunosc foarte bine, în Tătăraș. O singură creșă care deservește Tătăraș, Oancea și zona Ciurchi. Și va zona mai fi Piața Chirilă. Încă una la fosta policlinică dermatologică. Va fi tot creșă. Totuși, se simte foarte și clar. Și grădiniță. Eu, din câte știu eu, în momentul de față există un deficit, cel puțin când vorbim de înscrieri la creșă, un deficit undeva de 400 și ceva de locuri. Așa este. Ce vor face acei părinți în toamnă? Pentru că un director poate veni este să foarte spună... greu să mă pronunț și voi spune foarte clar. Nu putem să primim mai mulți copii pentru că nu avem locul fizic în care să-i ținem. Deci exact. Nu ai locul fizic. Decât să-i aduc grămadă claipsi, grămadă să-i îmbolnăvesc pe toți, mai bine spun, domnule, asta este nivelul maxim pe care îl putem asigura. Asta e situația și cu asta rămânem. În momentul în care o să avem spații mai multe, sigur că da, se vor ocupa cu cei care vor solicita în continuare. O scurtă pauză și revenim la creșe, pentru că e un subiect care interesează mai ales pe oameni activi, pe tineri. Avem un nou telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Sărut mâna! Sărut mâna, doamnă! Domnul Chirica, tot am zis că nu vă mai zic toate ce se întâmplă în Iașa asta, dar ziceți, în zona mea parte prea mulți voci sunt. Am înțeles. Să știți de ce, domnul Chirica, vă simțiți ca în Teleorman. Poftim? Vă simțiți ca în Teleorman. Faci mai rău. Și mai rău. În momentul de față am văzut votul. Am înțeles. Și ce pe ălalt nu l-am văzut? Vorbesc foarte serios, doar ce am văzut eu cu mânuțele mele și așa cu fratele meu. Și am văzut și eu în crântă din ăla de lemn. Că veneau copii și chiar și tineri mai stăteau acolo. Și așa a intrat un nenorocit, că nu pot să spun, domnul Chirica, în altfel. Am înțeles. Mi-au fost frică când m-a dus spre dânsul. Și l-au furat. Dar nu l-a furat, îl pregătea Dojirica și când am apărut eu acolo, m-am speriat oricum. Cine ați făcut o fotografie să chemați și poliția? Dar de unde Dojirica și m-am pierdut? Am înțeles. Îi îmbrăcat cu o pereche de pantaloni roșu-maroniu, un tricou turcoaz și cu o șapcă bleomarene. Dar m-am speriat din
mi s-o da. Tăiat picioarele. Probabil că era zi afară, nu? Ce să fie? Era zi. Era lumină. Era lumină? Da, dar acum la 325. V-am înțeles. Și săptămâna trecută o curat spoilerul de la vecina mea de la parter. Fierbe caută, cred. Nu știu ce caută. Toată... Era bine dacă anunțați... Dacă l-o separat omul, l-o aranjat. Încercați pe viitor, când mai aveți astfel de evenimente, să sunați imediat la poliția locală, pentru că sau la 112. Nu se poate deplasa foarte, foarte repede. Faceți mai o poză. La 112 e greu, dar poliția locală nu știți că nu vine. Că... E, nu vine. Nu mai vine. Nu, nu zic că nu, că nu se întâmplă să nu apară, dar mai vine. Dar de ce spun? Operațiunile pe 112 decurg cu mai multă eficiență. 2. Dacă l-ați identificat, ar fi foarte bine, cu siguranță omul și-a făcut un sector de activitate și insistă peste tot. De obicei când apar scrânciul, pe întâi își găsește clientul și pe urmă duce marfa. Dar nu mi-am putut închipui că dau ochii noștri cu dânsul. Ei? Nu mi-am putut închipui. Da, gândiți-vă, eu n-am dat ochii noi cu ăla de la Telerul. Asta și eu. Vă mulțumim, mulțumim mult. Bine. Pentru intervenție. Nu vă supărați că v-am deranjat. Nu, nu. Oricum v-am pregătit o surpriză. După ce mai termin lucrările care le-am început, ne mutăm și pe zona lotrului. Vă pup pentru asta. Să rămână. Hai, lăsați. Vin la primărie și vă pup. Bine. Mulțumim. Să rămână. Avem în vedere relația pe sub pasajul de cale ferată. Legătura spre biserică, Calea Galății, noi noaptea lucrăm pe Cerna, Pantelimon, Halipa, am echipele noaptea acolo, pentru că ziua n-ai nicio șansă să lucrezi la ce fluxuri de circulație sunt. Și nici nu-i strada foarte. Am băgat frezele, dăm toate ebulmentele astea care apar pe stradă din cauza traficului greu, dăm cu freza peste ele, facem reparațiile, intrăm într-un program de reparații un pic mai amplu și ulterior vreau să și modernizez câteva tronsoane de stradă, astfel încât să putem să avem niște racorduri mai facile dinspre partea intens circulată Nicolae Iorga spre cartierul Mircea. Revenim puțin la creștere. Deci v-am spus 34 de crești, 11 crești, populație în creștere, în Tătăraș, ok, o informație bună pe care o dați. Mai avem două crești în modernizare, creșa 1, creșa 10. Dar la construcții care... noi ar putea să apară? Păi asta va fi o construcție nouă din Tătăraș. Sigur, ne-am asumat această necesitate. O să demarăm chiar proces de construcție. Acum, pentru grădinițe. Anul ăsta finalizăm grădinița numărul 1, PP1 Nicolina. Este în proporție de 80% gata. Intrăm la fațade. Interioarele sunt aproape gata. Și o să putem acolo organiza. Ce scuze că vă întrerup. Revenim. Un nou telefon. Sigur. Bună ziua. Bună ziua, dumneavoastră. Bună ziua, domnule primar. Bună ziua. Numele meu este Dumitru Plăvan. Vă salut, domn Plăvan. Domnule primar, să încep cu punctul de informare. La interior este amenajat. Așteptăm să dăm coneacul la deschidere. Mai e un pic de lucru, să-i punem și mobilier. Știu. Dar de la punctul termic, 13 parte. La punctul termic, nou Cantemir. Din Cantemir. Nou Cantemir, așa. Cantemir, spune, dar el s-a aflut de rog. Motiv pentru care vă mulțumesc foarte mult, chiar în numele locatarelor de aici. Doi, am o mini pepenieră de castan. Îți vreo 6 castani care au depășit 3 metri și îi donez primăriei. Știu că îi donez dacă îi donați fără bani. Sigur, nu acum. La toamnă. La toamnă, numai rugămintea să mă fac ca să știți că e aveți aici, nu ai să vină cineva de la toamnă. La toamnă, prin octombrie, noiembrie, vă invit la o cafea și îmi dați castane. Cafeaua? Da. Poate fi și cu coniac, că eu nu mă supăr. Am înțeles. Atunci nu vă mai invit la primul. Nu s-a făcut nimic cu parcarea aia din fața lui Pierre Șase, Nicolae Iorga. Dar ce era cu ea, că nu mai rețin? N-am înțeles. Ce e de făcut acolo? Trebuia reamenajată, marcată și dată în funcțiune. E în fața lui Nicolae Iorga 45. Da. Loc Pierre Șase, în fața lui Pierre Șase.
Am înțeles. Prelungirea până în aleea Rozelor, acolo este vorba de vreo 29 de locuri. Au mai fost încă 12 pe Rozelor. Luni intrăm acolo. Aveți promisiunea mea, mi-am amintit de ea, da. Și vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Cu respect. Mulțumesc și noi zi. Aștept deschiderea oficială a punctului de informare și documentare. Stau pe baricadă, am și niște flori ca să le punem acolo. Facem noi frumos, că nu e singur. Da, mulțumim tare mult. Mulțumim, mulțumim, o zi este bună. Este o promisiune care am făcut-o asociațiilor de proprietari să înființăm un punct de informare permanent. Acolo vor lucra colegii de-ai mei de la primărie, de la asociații proprietari, cu schimbul, astfel încât administratorii, președinții, să orice locatar... Să nu mai la primărie, să nu mai punem una pe telefon, direct de la... Nu, să înscrie la audiențe și înțeleg și lucrul ăsta, că da, pierd o grămadă de timp și îți fac niște cozi interminabile. Și am spus, mai diseminăm un pic cât mai în proximitatea locatarilor ca să nu piardă vremea stând la cozi pe la primărie. Exact. Acolo vor fi angajații noștri care le vor da informații legate de subiectele care îi macină. În momentul de față, sigur că da, ei își pot lua informațiile astea și printr-un contact direct cu asociații de proprietari, cu structura din cadrul primăriei municipiului Iași, da? Alta este când acolo îmi dețin o arhivă. Și stai direct poate la un moment dat angajatul cunoaște foarte bine problematica. Da, vreau să fac cursuri de instruire. Nu le mai fac aiurea și haotic. Acolo clar va scrie, se instruiesc asociațiile de proprietari de la 1 până la 50. De la 51 până la 100. Corect. Și faci programe permanente de actualizare de legislație, de implementarea unor programe care vizează în mod direct, de implementarea unor proiecte pe care le-au abandonat de foarte multe ori, de reducerea riscului seismic, de reabilitare termică de clădiri, de altele și alte lucruri. Și acolo o să reușim să avem ca un fel de interfață permanentă, cum avem și centrele de cartier, și cetățean. Să fie un punct destinat doar asociațiilor de proprietari. Un nou telefon, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Da. Batem puncte mari pe străzi de Transilvanii, Oltenii, Banat, dezabilitatoare. Aveți licitație programată. Cred că pe 24 iulie pe Transilvaniei, Olteniei și Ogorului, dacă nu mă înșel. A, deci trebuie la urmă să se da. Acum lucrează în zona cazărmilor și pe încă două străzi perpendiculare pe cazărmilor, îmi scapă. Dar nu-mi scapă, ia stați așa un pic, că le avem aici. Unde lucrăm în momentul de față, în cartier, pe cartier, am ajuns la 36 de străzi și bulevarde, o să vă trimit, o să vă fac o hartă. Acum lucrează pe cazărmilor și Ogorului, în momentul de față. Adică Transilvania nu avem. Transilvania e licitația, cred că pe 24 iulie, dacă nu mă înșel, să văd dacă am program, dar îl găsiți pe site-ul primăriei, că am pus colegii mei să-l urce pe site, cu programul de achiziții. Vă mulțumesc frumos, să trăiți. Și strada Muntenimii, uite că mi-am amintit. Transilvaniei și Olteniei și Muntenimii. Și noi vă mulțumim, o zi bună. Domnul primar, nu cred că mai avem foarte, foarte mult timp. Aș dori să mai atacăm un subiect. Fostele cinematografie, o victorie pe care ați avut-o cu regia Radef. Cu Radefu. Un lucru pe care l-așteaptă cu siguranță cei mici, cinematograful Dacia, punerea lui în funcțiune. Mai durează un pic. Cam când? Eu prognozez în 2019. Mi-ar fi plăcut să o fac în 2018, dar credeam că am luat niște lucruri care le mai putem folosi. Deci tot ce am găsit înăuntru este putred. Dar nu putred în sensul că nu-mi place mie, că e vechi. Nu, putred la propriu. Scaune putrede, aploate în ele, pereții șirloiți, instalații praf. Nu mai aveai ce să faci cu el. N-am luat decât o carcasă pe care urmează să o folosim. Am dat drumul la proiectare, facem proiectare ca la carte cu proiectat, mărim scena. Era scenă de 7 metri, nu poți face un spectacol într-o scenă de 7 metri. Nu ține decât 30 de oameni. Dacă vrei să faci un concert de copii cu 50 de copii, n-ai un să-i bagi. Și facem scenă de 10 metri, schimbăm scaunele, o antifonăm, punem instalație de difuzare absolut film. Totul nou, absolut totul nou. Totul va fi nou, va dura mai mult decât am prognozat. Da, măcar este ceva de calitate. Facem un lucru de calitate, va fi cel de-al doilea punct de atracție de cartier după Ateneul Iași. Ateneul Iași, corect. Din cartierul Tătăraș, va fi, să spunem, un subsidiar al Ateneului din Iași, varianta Alexandru Dacia. Sala va fi mai mare decât a Ateneului, va avea 500 de locuri.
Bun, speranța dar aveți mea cu este... ce să o umpleți, pentru că sunt foarte mulți. Și cartierul scopii. Este mai mare, adevărat. Și mai avem pe urmă unul pe care voi insista foarte mult, este Republica. La Victoria, credeți-mă, nu prea ai pe ce să insiști. Și acolo sala este praf, acolo să încercăm să dezvoltăm un alt tip de proiect, iar la Tineretului nu mai există. Nu mai există. Deci ars și s-a finalizat pe. Vă întrerup din nou, nu că nu ar fi subiect da? Interesant, un nou telefon, bună ziua. Sigur. Bună ziua. Alo? Vă rugăm, da. Bună ziua, domnul primar. Eu lucrez la rândul era, deci pun întrebarea lucrurilor. Spuneți, spune. Eu vă aud, da, sigur. Da. Și am probleme cu primăria. Mi-a făcut în fundul curții un bloc imens, a fost care 3 etaje, acum are 5 plus mansardă, așa, nu s-a respectat distanța, nu știu unde să mă duc. Îmi vine să-i impuși, dar n-am armă. Nu știu la cine să mă duc, nu mă mai trebuie. La inspectoratul în construcție. Sunt pensionari care banii ăia mi-a făcut casa, am plecat de la bloc, sau și eu, am un câine, o găină. Trebuie să vă duceți la inspectoratul în construcție. Am fost, domnul primar. Și ce v-au zis? Și a spus, nu, mă duc la primăria din Valea Locului, că aparțin de acolo, sunt încă legători, nu știu cum se vede. Aș veni într-o audiență la dumneavoastră să vă explic mai pe larg toată situația mea. Eu v-aș aștepta cu drag, dar știți, eu nu pot decât să ascult, că de intervenit nu am cum, că le am pe ale mele suficiente aici. Dar... Și atunci ne lăsați la mâna oricărui. Nu vă las. Dar să știți că sfatul spre inspectoratul în construcție este unul corect, pentru că ei verifică dacă s-a respectat autorizația de construire, dacă s-au respectat... Domnul primar, credeți-mă pe cuvânt, de la chimia de mânii primar aici 3 etaje, acum să fie 5 plus 1 și spune că ce? Eu fac valea locului ceea ce vreau. Nu cred că își permite. Dar altceva vreau să vă întreb. Autorizația de construire n-ați văzut-o? Că este publică. Păi, nu arată, dar ăsta acum vreau să facă gard între linie și construcții și eu am spus că nu sunt de acord. Până acum nu m-a cunoscut, acum... Autorizația este publică. Nu vreau să ne arate niciun act, să știți. Că a fost el hotărăște. Atunci un memoriu trebuie făcut la inspectoratul în construcții. Inspectoratul în construcții am fost chiar așa, a spus că trebuie să ne înțelegem între noi. Primarul ăsta, eu vă spun din surții așa, că a luat două apartamente aici. Eu zic că, oricum, informația a devenit publică începând cu momentul ăsta. Cu înțeles între primarul. Deja sunt... Și-a făcut și la inspectorat, așa vă spun și ideologul. Sunt obligați prin lege să vă răspundă. Eu sunt convins că o să vă răspundă. Dacă doriți să veniți, veniți, îl sun și eu pe domnul inspector șef să-l rog să dea atenție și acest... Nu, eu am mare de dumneavoastră că am văzut ce ați realizat după ce a plecat celălalt primar. Dar bine, asta e altceva, nu? Bine. Mulțumesc pentru asta. Vă aștept în cursul zilei de vineri, că mâine nu mai am timp. Dimineață, 10 minute vă acord, mai mult n-o să reușesc, după care dimineață începând cu orele 8.30. Am înțeles, la primărie, da? La primăria Iași. Vă mulțumesc mult de tot, să trăiți. Să trăiți. N-aș vrea să mă bag în bucătăria nimănui, că nu stă mie nu în... Nu e pe teritoriul administrativ al municipiului. Bine, asta nu înseamnă sigur. Că noi, dacă noi nu poți ca, omul... ca unități administrative colaborăm și nu ne este indiferent problema. Dar este o mare problemă cu investitorii imobiliari. Nu cu toți, să ne fie foarte clar, nu cu toți. Așa este, să nu generalizăm. Sub nicio formă. Dar vedeți că tocmai ei sunt grupul lor de investitori. Și știți cum e exact aia care fac lucruri mai puțin legale sau mai puțin plăcute. Sfatul meu a fost foarte direct la întâlnirea cu investitorii când, nu știu, cred că cu 2 luni de zile și l-am spus în felul următor. Primăria Iași susține investițiile, primăria Iași știe că avem nevoie de fond de locuințe, primăria Iași știe că prin aceste investiții se susține economia locală, dar sfatul meu a fost investiți corect. Corect. Pentru ca să nu faceți investiții de care nu aveți. Și nu vreau să par nici a dracu că n-am nimic cu ei și nici, să spunem, interesat de o parte dintre ei și dezinteresat de alții. Nu vreau să intru în discuțiile astea ale pieței imobiliare. Dar cine nu respectă conținutul autorizației de construire așa cum el l-a cerut și i s-a dat, în cea mai mare parte, nu găsește niciun fel de înțelegere la mine. Le-am spus foarte clar.
Legea spune că poți să faci trei etaje. Ai primit autorizație pentru trei etaje, apoi Trebuie trei să trei fie, etaje. frate. Am la audiențe, cred că a fost odată și am văzut că s-a înscris a doua oară și am și refuzat audiența. A construit, trebuia să aibă 7 etaje, un hotel. Ne interesează, să spunem, unitățile de cazare. Și are 8 etaje. Și am spus, băi, omule, trebuia să respecte autorul. Mai avea nevoie de un etaj și îți permitea Vino, legea. adu un act Vine cu adițional dacă îți extindere permite și dacă extindere. legea îți dă voie, avea 8 etaje, că îți trebuia etaj tehnic, înțeleg, eu nu-s chiar lipsit de rațiune. Când a verificat, nu mai putea fi construit al 8-lea etaj pentru că depășea regimul de înălțime. Iar depășirea regimului de înălțime se face doar printr-o documentație de urbanism. Ar fi trebuit să facă un PUZ. Iar să faci un plan urbanistic zonal ca să intri în legalitate nu se poate prin efectul legii. Prin urmare, am spus foarte clar. Te Etajul 8 limitez. se demolează. Și l-a demolat? E treaba lui. Dacă vrea să stea cu 5 milioane de euro îngropați acolo unde a pus hotelul în momentul de față, e treaba dumnealui ce face. Eu i-am spus ce poate să facă ca să-și poată exploata investiția. Că nu că nu vreau eu să și nu înțeleg că este nevoie, dar nu se poate, nu Sunt se permite legea. reminiscențe de acum foarte mulți ani în care știm foarte bine că mai întâi se construia, după care se venea la primărie, se obținea autorizația. Știți ce am Când făcut? Iași dărâmă, investiția era făcută. Autorizație, eu nu cred că e corect în acest joc ca să obții autorizație după ce construiești. Sau Păi obții nu. autorizație pe 7 etaje și vii după aia la primărie și spui că am 8. Când te-ai apucat de-al 8-lea, exact cum a spunea dumneavoastră, vină măcar și cere Dar atunci. măcar puteai să-ți faci o idee în sine. Băi, mai construiesc un etaj pentru că pot sau pentru că vreau. E o mare diferență de abordare. Și mai e o chestiune de care ei nu țin cont. Nu intră în circuitul civil. Și mai sunt niște cazuri la care lucrez că au depășit conținutul autorizației de construire, au dezmembrat și asta nu înțeleg cum, că trebuia să aibă de la cadastru un act prin care să demonstreze că acel bun este în circuitul civil și au și vândut către oameni nevinovați, din punctul meu de vedere, cu zecile, care de bună credință și-au cumpărat casă ca să aibă un Și-au dat locuință. seama după aceea că... Iar când au venit la noi să intre, să ne demonstreze că el are dreptate, a reușit că n-are. Întrebarea este, cei 30 și ceva în cazul despre care vorbesc eu, care au fost înșelați în fapt de acel vânzător care nu are cum să introducă în circuitul civil acele bunuri. Ce vină au? Eu ce fac acum? Pentru cineva care a încălcat legea, poate și cu sprijinul altora și voi afla, pedepsesc 36 de familii care poate au copii, au Și au fost de speranță, bună au, credință. cine știe, împrumuturi, le-a dat părinții, Dumnezeu știe de unde și-au făcut ei rost de banii aia. Și am această dilemă pe care nu știu cum să o cântăresc. Pe de o parte vine să-i spargi capul ăla că i-a adus pe toți în situația asta penibilă. Păcăliți. Mi-era mai ușor să discut cu el dacă casa era goală. Băi, e goală. Ok, ține-o așa. Ține-o Până goală până obții să intri în dar în legalitate, să momentul în vedem dacă care poți. ai... Dar acum discut despre o casă cu suflete în ele. Iar acele și nu mai suflete știu ce se să vor fac. îndrepta împotriva dumneavoastră, acuzându-vă probabil de răutate că nu dați autorizație. Nu cred că ajung. Știți cazul cu domnul ăla cu mansardele care a făcut pușcărie 7 ani? Da, am ajuns. Probabil că până acolo ajungem. Oamenii nu i-au dat nimeni afară de acolo. Mansardele nu sunt nici astăzi autorizate. Le-am dat câteva sfaturi unora dintre ei și am spus, sunt două soluții. Expertiză tehnică pe toată construcția, o faceți fiecare cu cât puteți contribui și încercăm o intrare în legalitate, astfel încât voi să intrați în circuitul civil cu ele și să le puteți deține ca niște cumpărători de Ca bună proprietar. credință. A doua formulă este printr-o acțiune în instanță să vi se demonstreze că sunteți niște cumpărători de bună credință, Și astfel nemernicul a păcăliți. făcut pușcărie și voi să intrați în circuitul civil. Nici pe ăia câteva sute nu poți să-i pedepsesc pentru un amărât, pentru că vina pe de altă parte ne aparține și noi. Suntem și noi pe de altă parte vinovați acolo. De ce s-au ridicat șapte, opt fără să mansarde știe. așa fără să întrebe nimeni? Băi, totuși se ridicau niște mansarde pe blocurile astea. Chiar nu s-a întâmplat niciun polițist să fluiere. Ia bă, să vă și eu autorizația aia de construire. Domnul primar, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația Și eu vă noastră de a veni mulțumesc. la audiență. Vă așteptăm și săptămâna viitoare și peste 2 săptămâni cu vești. Eu mi-aș dori cu vești bune pentru toți ieșenii și mai puțin cu Așa vești sunt. rele. Mulțumim din suflet. Sunt Lucian Bolteanu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!